Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia Primului Post Nistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. În ediția de astăzi, vizionați! Conducerea raionului Kamianka la o întâlnire cu locuitorii din satul Rotar. Noile apariții editoriale în limba moldovenească au fost prezentate studenților Facultății de Litere de la Universitatea de Stat Nistreană. Astăzi, în capitala Republicii, pentru a treia oară, a avut loc spartachiada pentru copii cu dizabilități fizice. Șeful statului Eugeniu Șefciuc a semnat decretul în conformitate cu care obligațiunile ministrului Justiției le va realiza consilierul prezidentului Republicii Moldovenești-Nistrene, Aliona Anatolievna Clius. Tot astăzi, prezidentul a prezentat noul conducător colectivului de colaboratori a Ministerului Justiției. Reamintim, anterior funcția de ministru al Justiției a ocupat-o Alexandru Deli, care la 14 noiembrie curent, la prezentarea șefului statului, a fost aprobat de Sovietul Suprem la funcția de procuror al Republicii Moldovenești-Nistrene. Subgrupul de lucru pentru întrebările interacțiunii bancare între Nistrenia și Moldova a fost creat mai bine de o lună în urmă, însă până în prezent specialiștii sectorului bancar nu s-au întâlnit niciodată. Reprezentanții Băncii Republicane Nistrenia i-au invitat pe colegii moldoveni la prima întâlnire la Tiraspol, dar răspuns n-au primit. Tiraspolul de mult încearcă să amelioreze relațiile cu Chișinăul în sfera bancară. O încercare ordinară a fost întreprinsă în anul curent. Banca Republicană Nistreană i-a propus Băncii Naționale a Moldovei să semneze memorandumul despre înțelegere reciprocă. Documentul prevedea schimbul reciproc de informație. În locul acestuia, din partea Chișinăului, au parvenit învinuiri în spălarea banilor de băncile nistrene. Subgrupul creat recent pentru întrebări bancare trebuia să ajute în rezolvarea situației. În Banca Republicană Nistreană au decis să facă un pas în întâmpinare și le-au transmis colegilor moldoveni propunerea despre întrevedere, iar în răspuns, tăcere. Am hotărât să le facem cunoștință colegilor moldoveni cu funcționarea sistemului de legalizare și monitorizare financiară în Republica Moldovenească-Nistreană. La fel să efectuăm analiza și să demonstrăm care sistem activează la noi și care în Republica Moldova. Chișinăul în fel și chip se abate de la colaborarea cu Tiraspolul în sfera bancară. Poziția Băncii Naționale a Moldovei constă în negarea existenței Băncii Republicane Nistrene, deoarece ea nu este licențiată de Chișinău. Banca Republicană Nistreană, la rândul său, este gata de a colabora doar în poziții egale. Cu părere de rău, propunerea Nistreniei a fost ignorată și n-am primit răspuns nici la această propunere. Această îngrijorare eu am sonorizat-o și am convenit că noi, drept reprezentanți politici, ne vom strădui să le ajutăm experților să înceapă un dialog constructiv. Am remarcat un lucru important. La această activitate să participe reprezentanții Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene, față de care Tiraspolul are întrebări. Vom continua acest lucru. Potrivit reprezentantului politic al Moldovei, înainte de organizarea oricăror seminare, reprezentanții sferei bancare ar trebui să aibă o întrevedere organizatorică, la fel să fie determinat planul de lucru și doar după aceasta să înceapă realizarea lui. În Banca Republicană Nistreană, la rândul său, au declarat că sunt gata pentru orice întrevederi. În Nistrenia are loc achitarea pensiilor indexate. În decursul anului, ea de 3 ori a fost majorată, iar indexarea actuală e cea mai înaltă. În februarie, pensia medie a crescut cu 25 ruble, în mai cu 23, în noiembrie cu 104 ruble. Majorarea e legată de creșterea nivelului minimal al pensiei. În trimestrul 4 de lege este planificată majorarea nivelului minimal al pensiei cu 43 ruble. În legătură cu aceasta, nivelul pensiei în total în Republica s-a majorat cu aproximativ 104 ruble. Pensiile sunt majorate luând în considerație nivelul prognozat al inflației, adică cu 13%. În anul curent, inflația au reușit să o mențină la nivelul puțin mai mult de 9%. În așa mod, remarcă în fondul pensionar, după totalurile anului va avea loc o majorare nu mare, dar reală a pensiilor. Șeful administrației de stat Râbnița continuă vizitele în satele raionului pentru a lua cunoștință de problemele din teritoriu. La întâlnirea cu locuitorii satului Molochișul Mic s-au referit la gazificare, aprovizionarea cu apă potabilă, cu medicamente și alte probleme specifice localităților rurale. Dezvoltarea infrastructurii localităților rurale este una din sarcinile prioritare trasate în fața administrațiilor raionale. Este întâi realizarea programului de stat de aprovizionare a satelor cu apă potabilă. În Molochișul Mic, în anul 2011, au fost schimbați 4 km de conducte de apă. Restul lucrărilor sunt planificate pentru anul viitor. O altă temă abordată în cadrul întâlnirii a fost legată de asigurarea cu medicamente.
De către stat a fost elaborat un program în cadrul căruia sunt deschise farmacii sociale. În raion deja lucrează o farmacie de stat. În perspectivă va fi studiată posibilitatea de a deschide astfel de puncte în ambulatoriile din sate. Costul medicamentelor aici va fi practic cu 10-15% mai mic, dar acest lucru este în perspectivă. Locuitorii Molocheșului Mic sunt îngrijorați de soarta școlii. Instituția este gazificată, aici este cald și confortabil. Unica problemă este numărul mic de elevi, doar 16. Prin sat a apărut zvonul că școala se va închide, iar elevii vor fi transferați în instituția de învățământ din satul vecin. În satul acesta sunt foarte puțini copii. Dar de ce? De ce e că oamenii n-au de lucru aici? Cât e de mic satul, școala este un centru de cultură. Și aș vrea ca școala din satul Malý Mlukiš să trăiască veșnic. Șeful administrației de stat a dezmințit zvonurile apărute. Rotar din raionul Kamenka este un sat cu 300 de gospodării și circa 500 de locuitori. Jumătate din ei sunt apți de muncă, dar angajate sunt doar 110 persoane. Administrația raională împreună cu toți conducătorii de întreprinderi și organizații s-au deplasat în teritoriu pentru a afla de care probleme sunt frământați rotărienii. Rotar este una din primele localități rurale din raion unde a fost formată cooperativă pentru gazificarea locuințelor. Acum la gazoduct sunt conectate aproape o treime din ele. Curent a fost construită o nouă gunoiște de stat, s-au menajat câteva fântâni, au fost reparate sectoare ale stradelelor satului. Însă problema stării drumurilor există. Este variată casa de cultură de aici, construită la sfârșitul anilor 80 ai veacului trecut. Nici este reconstrucția peductul din Rotar, care practic a ieșit din funcțiune. Toată această frumusețe care ne este dată de Dumnezeu o strică sticlele. Le poți vedea practic sub fiecare stejar de la marginea pădurii, de care este înconjurat satul. Despre programele de stat și realizarea lor a relatat șeful administrației raionale. Dânsul a estimat că trebuie păstrat ceea ce a mai rămas la sat, că statul lucrează în direcția creierii locurilor de muncă aici, ca să se reîntoarcă acasă cele 30% de rutăreni plecați peste hotare la lucru. Suntem convinși că numai împreună cu voi, împreună cu poporul vom putea traduce în viață sarcinile care ne le trasează societatea. Astăzi se lucrează cu organizațiile republicane, în special cu cele care asigură activitatea vitală a statului. Chestiunile ce țin de iluminarea străzilor în sat și reparația lor, de crearea locurilor de muncă, gazificare și multe altele, chiar și particulare, au fost formulate de cei prezenți în sală. Unii au primit explicații îndată. Sunt probleme, soluționarea cărora necesită timp. De ce au fost înregistrate și luate la control? Aceasta a fost a 8-a localitate vizitată curent în așa componență. Următoarea se planifică să se desfășoare în Podoima. Tradițional, în cadrul săptămânii tineretului în școlile din Bender, are loc ziua dublorului. Elevi din clasele superioare îi înlocuiesc pe conducătorii școlilor, orașului, pentru a se pătrunde de problemele existente, a contribui la rezolvarea lor, a primi experiența de conducător. Bilanțurile acestei practici au fost făcute recent în oraș. În sala de ședințe a administrației orășenești au fost invitați tinerii, membrii clubului Liderul, care timp de câteva zile au participat împreună cu omologii lor la conducerea orașului, a diferitor servicii municipale. Domeniile în care ei și-au încercat puterile au fost diverse: oficiul stării civile, cultură, învățământ, sport, economie, medicină, gospodăria comunală și altele. Unica doleanță a tinerilor a fost de a prelungi stagierea, căci într-o perioadă scurtă e greu să afle subtilitățile activității respective. Alexandra Voloșin a dublat activitatea șefei Direcției Alimentației pentru Copii. Aceasta este o practică frumoasă pentru viață, de comunicare cu oamenii, voi cunoaște mai multe despre orașul meu. În viitor mă voi strădui să fac ceva bun pentru dezvoltarea orașului natal. Mulți critică conducerea, căci consideră că nu se face corect un lucru sau altul, însă când te cufunzi în ramura dată, afli mai în detalii problemele, înțelegi esența lucrurilor, vezi cât e de complicat să fii la conducere. Tinerilor le-au fost înmânate certificate, ce confirmă susținerea cu succes a practicii în ramura respectivă. Pe parcurs, ei și-au dezvoltat calități comunicative de luare a unor decizii importante. În primul rând, aceasta este formarea viitoarelor rezerve ale cadrelor. Acești tineri numai decât se vor evidenția și în instituții superioare de învățământ. În al doilea rând, le oferă posibilitatea tinerilor să înțeleagă viața orașului, le insuflă dragostea față de oraș, țară. Cunoscând problemele, au iubit ceea ce îi înconjoară. Acesta este și un moment educativ important. Pe parcurs s-a decis că această practică va continua.
Noile apariții editoriale în limba moldovenească au fost prezentate studenților Facultății de Litere de la Universitatea de Stat Nistreană. Tinerimea studioasă s-a apropiat de lumea poetică și a primit inspirația care îi îndeamnă la noi creații literare. În Nistrenia a apărut încă o plachetă a poetii moldovenci Ala Karpovici, de Mi dau o luminiță, în care sunt inserate 25 de poezii. Ce divulgă starea sufletească a scriitoarei, care, în pofida faptului că se află departe de patrie, prelungește să proslăvească plaiul natal. Cred că Ala Karpovici, de acum este a treia carte a dumneei, a venit de acum într-un fel mai serios în poezie, a trecut un prag mai serios și temele pe care le tratează în această plachetă sunt niște teme reale de care ține de la bun început. Adică ne dorește plaiul printr-un dor de vatră, printr-un dor de părinți, printr-o iubire nemărginită de pământul natal. A doua cărțulie prezentată este cea a tinerii poete Elena Baieș, care recent a devenit membră a Uniunii Scriitorilor Nistreni. Ea a debutat cu culegerea Atât mi-i dat. Profesoara Valentina Popov spune că Elena a fost una dintre cele mai active studente care a participat la numeroase concursuri. Am participat la această activitate. Deci prima sa cărțulie de debut, Atât mi-i dat. Eu îi doresc sănătate, succese. Și muza poeziei s-o însoțească pe decursul întregii sale vieți. Publicul a felicitat poetele și a adresat diferite întrebări pentru a afla micile secrete, cum se scrie o poezie. Fiecare ascultător s-a regăsit în aceste poezii, a meditat și a luat ceva bun din ele. Organizatorii speră că asemenea activități vor avea loc în viitorul apropiat. Astăzi, în capitala Republicii, pentru a treia oară a avut loc spartachiada pentru copii cu dizabilități fizice care studiază în instituțiile de învățământ specializate. 110 sportivi din 6 școli internat timp de 2 zile vor participa la competiții la 5 probe: minifotbal, șah, dame, tenis de masă, volei. Copiii invalizi cu plăcere frecventează secțiile sportive. Ei activ participă la asemenea competiții. Din an în an, numărul sportivilor crește, la fel și profesionalismul lor. Trebuie cu dânsii lucrați și în același timp, dacă ești internat, este clar că au mult timp și liber și energia lor și forța lor. Trebuie să o corectăm ca ei să fie fizic dezvoltați, ca să fie moral dezvoltați, ca să fie să înțeleagă, să simte că sunt necesar. Pentru mulți copii cu sănătatea șubridă, sportul servește drept metodă de reabilitare. E îmbucurător faptul că o mulțime de întreprinderi și instituții, sponsori, prin alocațiile sale bănești, contribuie la dezvoltarea atât a capacităților creative, cât și a celor sportive a copiilor. Mini-fotbalul, dintre echipele Spartac și Dinamo, a produs mari satisfacții spectatorilor, cât și membrilor juriului. Echipa noastră a jucat bine, este puternică. Am obținut victorie 5-1. Băieții sunt bravo. Mâine competițiile vor continua și vor fi determinați învingătorii. Atât pentru această ediție. O seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine, 16 noiembrie, se așteaptă timp variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 4-7 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea -1 plus 1 grad, ziua 7-9 grade căldură.